trecută printr-o căsnicie și mai multe relații despre care chiar ea a recunoscut că au fost toxice, Ramona Olaru pare acum mai fericită ca niciodată. De sâmbătă noaptea, când a postat pe o rețea de socializare o poză în semumbră în care se vedea că ține în brațe un bărbat misterios, Ramona Olaru postează în fiecare zi câte ceva despre el. Așa se face că ieri după amiază a făcut un video într-un bolid de lux, care cel mai probabil îi aparține noului iubit. Și în imagini se văd și mâinile celor doi împreunate. Semn că apropierea este una cu adevărat profundă. Deocamdată, vedeta nu a dezvăluit internauților cine este bărbatul care a cucerit-o, dar dacă lucrurile vor merge bine în continuare, cu siguranță Ramona va elucida misterul. Asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani a terminat acum câteva luni o relație tumultoasă cu celebrul Cătălin Cazacu. Tumultoasă pentru că a descoperit că acesta a înșelat-o ori de câte ori a avut ocazia, chiar dacă a cerut-o în căsătorie și cei doi locuiau împreună. Asta nu l-ar fi oprit pe bărbat să-și facă o relație paralelă cu un model de videochat, după cum a relatat presa, după ce a aflat de acest lucru. Dar și despre alte escapade ale lui Cătălin, Ramona a decis să pună punct relației, doar că de această dată definitiv, mai ales că cei doi nu erau la prima ceartă. Dar la momentul rupturii definitive, vedeta nu s-a mai lăsat înduplecată de Don Juanul Dâmbovițean. De când s-a despărțit de Cătălin, despre Ramona s-a zvonit că ar fi fost cu fiul unui potent om de afaceri, doar că nimic nu s-a confirmat. Acum, însă, chiar vedeta este cea care s-a afișat cu bărbatul misterios pe care, se pare, că își dorește să nu-l țină chiar atât de ascuns. De altfel, ea a declarat chiar și după despărțirea de Cazacu faptul că își dorește să se căsătorească și să aibă copii.